Bună seara din nou, împreună cu doamna juristă Luminița Iordache și doctorul Victor Brejan, continuăm emisiunea despre ce am avut și ce mai avem. Discutam despre, înainte de pauză, despre noile legi care vizau reparații morale după cel de-al doilea război mondial, care au încurajat, din nefericire, demolarea unei economii, așa zisă, în curs de dezvoltare și, de ce nu, munca a cel puțin două generații s-a acurs pe apa sâmbete. Luminița, continui tu sau îi dăm voie și domnul doctor? Numai două lucruri vreau să le spun. Că cele două generații, fiecare generație la rândul ei, a fost învățată, îndoctrinată că va fi generația de sacrificiu. Și vor munci, vor da tot și copiilor vor trăi mai bine. A venit următoarea generație, copiilor care au ajuns maturi și care, într-adevăr, li s-a transmis același lucru, că generația de sacrificiu și că a lor copiilor să trăiască mai bine. Și apropo de ce spunea domnul profesor Bejan, că am avut economiști buni, am avut juriști buni, poate avem și acum oameni care să scrie despre economie, oameni care să facă pachete de legi, dar toate aceste lucruri, în practică, trebuie să le pună cineva. Da, legile capitalismului sunt foarte bine conturate, clarificate. Cine muncește are, cine are minte, o valorifică. Cine poate să trăiască, cine nu să moară, să se respecte totuși niște reguli. La noi, noi am dorit să luăm ceea ce era convenabil pentru o persoană, pentru persoane, pentru individ, dar nu și celelalte lucruri fundamentale din aceste țări în care legile au funcționat și funcționează bine de sute de ani, verificate. Și atunci, de ce să ne mirăm că lucrurile au mers și merg prost, deoarece să ia numai ceea ce este convenabil, dar nu se gândește la per total și de a vedea și repercursiunile unor acțiuni. Și totodată aș vrea să amintesc faptul că, exact ceea ce vă spuneam anterior, știți foarte bine cu aceste legi care unele au fost, și știți foarte bine, au fost date pentru 24 de ore. Sigur. Multe. Foarte multe, pentru țintit pentru anumite persoane. Și atunci, de ce să ne mirăm noi că lucrurile au dus unde au dus în situația pe care o vedem acum? Pe de o parte. Pe de altă bancruta parte... Bancruta frauduloasă a fost dezincriminată pentru că un domn cu care avea o funcție foarte importantă, a cărei soție avea un cabinet de avocatoră brici, să scape bogătașii de apoi, sancțiuni. O serie de legi care nu s-au fost create pentru anumite categorii de persoane. Nu numai, nu pentru atât pentru un individ, dar și pentru categorii de persoane. Legile se dau de regulă pentru categorii de persoane, pentru toată populația care intră într-o anumită situație. Tocmai asta e, că nu pentru toată populația respectivă. Și sau restituțion in integrum. Iar a fost o lege care nu s-a dat nicăieri în țările acestea care au trecut de la economia de stat, economia privată. Și ne uităm în Ungaria, repet, amintesc de acestea, Ungaria, Polonia, Cehoslovacia, Cehia și Slovacia, deoarece noi am avut o situație, aș putea spune, mai aparte, pentru că dacă ne uităm foarte bine ce s-a întâmplat, și dumneavoastră ați amintit de lucrul acesta, în Transilvania, dar uitați-vă ce a fost în Moldova, în Dobrogea și așa mai departe, unde în special aceste restituțiuni integrum a funcționat în special pentru populația orășenească. Dar cine era în această populația care
aveau anumite domenii și aveau anumite clădiri moșteniri. Sau moșteniri. Moșteniri, da. Oricum, nu cei care erau mulți și care în special erau la sate. Iar ceea ce este o realitate e faptul că în Transilvania de 23 ori s-au retrocedat acele proprietăți, fie că erau fie că era pământ, fie că erau clădiri. Despinarea statului, deci a poporului. E adevărat. Când, după 1920, după Trianon, când s-a dat despăgubiri tuturor grofilor, tuturor celor cu averi și care au dorit să plece din Transilvania, deci au plecat și li s-a dat absolut tot. Au plecat de bunăvoie. Și au plecat nimeni afară. Corect. Asta a fost chiar problema. Acum, normal, când pleci, că vrei tu, nu primești nicio despăgubire. Și s-a dat despăgubiri. Au venit urmașii lor unii care nu au știau nici măcar unde este România. Și au povestesc eu cum s-a întâmplat. Și au primit aceste... Știți de arhivele statului, da? Da. O anumită categorie socială devenită șobolan de arhivă, au căutat acolo, tot au scotocit și vedea câte un castel, câte o stradă, câte o bucată de pământ care nu mai avea moștenitor, nu avea nimic și hopa, într-o săptămână, două, apărea câte un nepoțel, câte un strănepot și cu niște hârtii bine măsluite, da, ceea ce vă spun, ne spun cu toată responsabilitatea. Sau altceva, chiar cei care erau proprietari, și vă spun, românii au fost proprietari pe moșteniri mai mici ca valoare. Cu toate acestea n-au ajuns nici măcar la ei, deoarece cei care foarte întreprinzători, persoane și cunoscătoare și bine informate, și-au cumpărat drepturile litigioase. Da. Iar proprietarului, adevăratul proprietar, i-a revenit o zecime dacă i-a revenit. Dacă i-a revenit. Deci a fost o întreagă afacere toată problema. Dar nu mai spun de exemplu, de ceea ce pe mine pur și simplu m-a impresionat în mod negativ și inadmisibil ce s-a întâmplat cu domeniile Gorjul, când de sute de ani, de 150 de ani, acele domenii ale noastre, care erau în Ungaria, dar erau românești, au fost date pe nimica și această avere a bunului român Gorjul a trecut, această avere a trecut prin trei războaie, prin trei situații sociopolitice diferite și s-a păstrat până acum ca în, tot într-o perioadă, zic eu, nefastă din istoria noastră, să fie date pe nimic și să pierdem această proprietate deosebită pe care o aveam la Budapesta. Apropo de legi și reguli și este trist că lucrurile acestea s-au întâmplat. Și o parte vine a ajuns spațiu comercial. Nu știți da. Asta. Da, da, da. Este trist. Mai ales că cu acest mare român a cedat toată averea de 2 miliarde de dolari, a cedat-o poporului român, a cedat-o tinerilor ortodoxi, bisericii ortodoxe și tinerilor ortodoxi să urmeze facultăți, să aibă burse și așa mai departe. Acum, dacă îmi dați voie, haideți să zicem că retrocedările astea s-au făcut așa dintr-un bun simț, că odată ce a fost ceva confiscat de către stat, să zicem că era dreptul celui care a fost... A doua sau a treia oară, care a fost, discut de retrocedările, ceea ce vrești, cădirile care au fost monumente istorice și care acum stau în paragină. Să zicem că astea trebuiau retrocedate pentru că au fost averile lor și trebuia să le ia înapoi pentru că au fost confiscate. Dar ei nu mai sunt. Dar omul care a făcut aceste avere
Nu mai există. Și vine, vine un strănepot fabricat de niște băieți deștepți. Dar plecăm de la premiza că totul s-a gândit să se facă corect. Și că s-au găsit în scroci, că 90% nu a fost corect. Dacă ai intenție, să zicem că a fost o intenție bună, ceea ce privit retrocedările. A fost o presiune bună. Da, aveți dreptate, n-am vrut să mă extind asupra altui subiect. Așa. Dar ce ne facem cu vânzările care le-am făcut pe nimic, a bunurilor noastre, a poporului român? Nu? Cu alea asta este un alt aspect. Un alt aspect, un alt capitol, mult mai dramatic și mult mai drastic, nu? Deci am vândut... Și care a fost tehnica de aici? Păi nu știu care a fost tehnica. Care a fost tehnica. Tot o faultau pe sărmana unitate economică. Nu că nu știu exact cum s-a procedat sau de ce. O faultau, o ologeau și când pica din picioare o luau unul aproape pe gratis. Cum să vinzi tu bogățiile subsolului? Nu? Deci de acolo din start te gândești că mâine nu mai poți să mai fii un stat independent, nu mai poți să mai beneficiezi de libertate, poporul nu se mai gândește că va fi un popor liber în țara lui dacă îi vinzi bogățiile subsolului, dacă îi vinzi energia, transportul de energie, dacă îi vinzi telefonie, dacă îi vinzi capitalul, îi vinzi băncile. Vinzi totul, ce să mai... Da, știți? Păi până am ajunge. Păi spune verigile importante, că monopolurile, domnul doctor, nu se vând. Monopolurile trebuie să fie în mâna statului ca să poată interveni și să-și îndeplinească rolurile date de Constituția României statului în favoarea poporului român. Asta spune. Cum poți să mai ai grijă de poporul tău tu ca stat dacă nu mai n-ai nimic la îndemână cu ce să ai grijă de el? Absolut nimic la îndemână. Nu mai ai pârghii. Sigur că da. Trecem dincolo, la pământ. S-a dat pământul înapoi la oameni. O greșeală despre care am discutat imens. Dar după aceea, de ce n-a intervenit statul? Dar nu, dar spune de ce e greșeală, că poate să uită altcineva. Pentru că la CAP este adevărat că statul lua produsul. Dar pământul era tot al țăranului. Sigur că da, doar... Doar atâta, că lua produsul. Dar odată cu noua rânduire, era clar, rămânea forma de organizare. Putea să schimbi denumirea ca să nu mai gândească omul colectiv, că când auzeau de colectiv... Deci după aia li s-a dat voie, nu, statul n-a gestionat foarte bine și s-a permis ca să vândă pământurile. 40% din cele mai bogate pământuri ale noastre sunt vândute către străini. Păi stau și mă gândesc că acum unde va fi independența copiilor mei și a dumneavoastră și a noastră a tuturor? Independența financiară, socială, economică, unde vor, ce vor fi ei în țara lor? Pentru că sunt niște reguli pentru a funcționa o țară și un popor, trebuie să se respecte niște reguli și niște legi. Domnul profesor, nu vreau să vă întrerup, dar regulile și legile astea nu trebuie să le facem noi? Sau nu trebuia să le facem noi? Păi, să le gândim spun. noi păi, pentru tocmai noi? Tocmai asta am și spus. Dar deoarece pe de-o parte au fost create de oameni care fie că nu au fost bine pregătiți ca specialiști, fie că au avut alte interese, fie că am cedat la niște presiuni foarte puternice, dar sunt niște reguli, tocmai aceasta spuneam, în care tot ce înseamnă pământ, ce înseamnă resurse naturale, ce înseamnă bănci, așa, rămân în patrimoniul statului. Pentru că de ce poporului, și nu spun lucruri mari cu poporul român, pentru că știți foarte bine, al primul război mondial, până la urmă, am putut să câștigăm lupte foarte grele, deoarece s-a hotărât ca în anul 1924, deci la noua Constituție și noile legi care au fost date, ca țăranii să primească pământ. Nu mai spun la 1864 când s-au dat pământ tot la fel țăranilor și o parte din acele moșii ale bisericii. Și nu erau, măcar dacă erau al bisericii din România, dar marea majoritate erau la Muntele Athos, erau date la mănăstirile de la Athos. Deci toți acești aveau o motivare poporul român prin soldații care luptau pe front. Deci ca să poată să aibă pământul lor să fie astfel încât aveau o motivare. Acum cine se mai duce la război pentru ce să apere?
în condițiile în care, cum spunea și doamna juristă și dumneavoastră, nu foarte mult teren, foarte mult pământ pentru care au murit zeci de mii și sute de mii de oameni, au murit ca să fie al poporului român și al țării noastre. Să fie dat, nu? Pentru că așa au dorit niște oameni care nu au cunoscut nici istorie, care n-au cunoscut nici dragoste de țară, că de aceea tot insist, nu este, cum să spun, niște lozinci dragoste de țară, este o realitate și este, lucrul acesta este valabil și la americani, știți foarte bine, americani. Ei având o istorie scurtă. Și care au, dar și la englezi, nu mai spun, la francezi. Sunt niște reguli universale care trebuie păstrate și care trebuie să fie respectate, pentru că altfel se ajunge în situația pe care o avem noi acum. Domnul doctor, vreau să accentuez ceva. Au murit milioane de români pentru pământ, pentru că au fost trei războaie și dacă o luăm și mai înainte, numărul lor este foarte mare. Odată, a doua oară s-a promis pământ și dacă el nu se întoarce acasă, pământul îl va primi moștenitorii. Deci în momentul în care erai înrolat în armată, pământul ți era asigurat, dacă nu ție, familiei tale. A fost o dovadă de inteligența celor care guvernau pentru și de previziune. Pentru că ar fi fost o nedreptate ca omul să moară pe front și de pământurile respective să beneficieze ceea ce discutam noi mai devreme. Dar erau niște asociații văduvilor de război care primeau ajutoare pe tot parcursul vieții lor în condițiile în care soții au murit pe front. Iar în ceea ce privește tot la, vreau să amintesc că e foarte important lucrul acesta cu acele clădiri care au fost, să spunem, retrocedate. Se puteau da în condițiile în care acele construcții, acele clădiri aveau o importanță socială mare, se trebuiau să se dea eventual să se dea valoarea celui care moștenise acea clădire, pentru că altfel se întâmplă, uitați ce se întâmplă în momentul de față. Știți că la Socola este un pavilion care acum a fost dezafectat pentru că trebuie să fie dat unui moștenitor. Nu înțeleg care ar fi în condițiile în care când de la 1897 au fost construite de oameni cu bani și s-au dat pentru această nenorocire, exact, care după mine e cea mai cumplită boală. E adevărat. Și pentru acest spital. Spitalul acesta este de la 1897 în funcțiune. Ei, vedeți, permanent, sau nu mai spun de alte, la Timișoara, știți foarte bine că un spital, spitalul de pediatrie, a fost tot la fel, a fost... Dar și la Iași mai sunt spitale. Le uitați sau vi le aduc aminte? Le știm foarte bine, dar vorbesc de unde deja au fost sau cumpărate de niște interlopi, că așa s-a dat la televizor și așa s-a văzut. Așa a fost, iar ce se întâmplă cu acei copii care unde s-au dus pentru a fi tratați? Deci nu s-a ținut seama de nicio regulă, nici măcar umană, aș putea spune. Asta este trist. Da, haideți să trecem un pic, ați vorbit dumneavoastră de presiuni asupra noastră, a românilor, să se întâmple ce s-a întâmplat după Revoluție. Eu gândesc că în orice țară unde se întâmplă o perioadă de asta de degringoladă, o perioadă, mă rog, mai puțin bună, cu revoluții, cu schimbare de guvern, asupra lor să fac presiuni, deci cercurile mari din afară, ca să îi cotropească din toate punctele de vedere. Să devenim o colonie. Exact, asta da, și deveni colonie. Dar eu mă întreb, grupul ăla de presiuni, dacă nu-și găsesc oamenii potriviți. Nu? Tocmai aici trebuia să se realizeze un pact. Ați între văzut? Toate... Deci, înseamnă că la noi au fost oameni care au putut fi mituiți, au putut fi șantajați, au putut fi prostiți, au putut fi păcăliți,
care au pus mâna pe pix și au semnat, în detrimentul nostru și a copiilor noștri. Trebuia să existe, deci, un pact între toate partidele politice, până unde se poate merge cu aceste cedări. Indiferent de ce natură au fost aceste cedări. Pentru că s-au promis că vom intra în Schengen dacă renunțăm la cutare. Noi am renunțat și până nu am intrat. Dar ce înseamnă pământul, ce înseamnă resursele naturale, ce înseamnă reprezintă securitatea națională, toate acestea trebuie să rămână statului român. Pentru că altfel vom ajunge în condițiile în care vom dispare ca vom stat. Dispare ca stat. Așa este. Da. Și e trist. Stimați spectatori, tema este vastă. N-am reușit, conform obiceiului, decât să arătăm doar câteva lucruri. Defectul, unul din defectele acestei emisiuni este că se termină repede. Timpul a trecut. Așa că nu rămâne decât să dau colegilor mei, de invitațiilor mei, posibilitatea de a spune celebra concluzie într-un minut. Lumința Iordache. Nu cred că se pot trage concluzii, decât doar numai la ce am discutat noi, să vedem dacă am zis bine sau nu bine. Concluziile la temă nu se pot trage. Și cu speranța mare ultima, să sperăm că ziua de mâine va fi mai bine pentru noi toți. Dar tot rămân cu întrebarea, nu eu, eu ca român, cum se poate la Viena benzina și motorina să fie mai ieftine ca la mine în țară? Scoasă și extrasă de la mine din pământul bunicilor. Știu, din pământul bunicilor și străbunicilor. Exact, da. Deci când o să putem să îndreptăm lucrurile astea? Nu știu când și nu știu care generație va mai reuși. Da. Auzi, cine a crezut că Uniunea Sovietică din noi trei o să dispară? Nu credeam niciune. Da, m-am învățat la istorie. Numai că eu am avut nu de multă vreme o mulțumire sufletească. Declarația președintelui Americii, care a spus că va învinge nu globalizarea, ci economiile naționale, nu totul, ci națiunile și popoarele. Dacă a spus președintele cele mai mari puteri ale lumii acest lucru, eu unul m-am simțit așa puțin mai slobod. Exact. Mai sigur. Asta vreau să spun, că zilele trecute, exact ce a spus dumneavoastră, Trump chiar a specificat chiar a specificat acest lucru pe care dumneavoastră l-ați și prezentat. Cred că nu ne rămâne decât ca toate forțele politice să se așeză la o masă rotundă și să se hotărască la un proiect de țară. Păi avem un proiect de țară. Care nu funcționează. Nu se vrea. S-a cerut consensul pentru a crește bunăstarea poporului român. E tocmai asta spuneam. Să ajungă la o concluzie și să se pună de acord exact cu aceste probleme fundamentale, capitale, pentru existența statului și poporului român. Da, deci după părerea dumneavoastră sunt două lucruri și a mea și după părerea mea. Odată, suntem o națiune, avem o țară, trebuie să o apărăm și să gândim în folosul țării și a națiunii. Nu există pentru fiecare o a doua țară. Poți să ai și altă naționalitate. Și acum cineva a ridicat o problemă. Dacă are naționalitate română și să spun un aiurea, și chineză, păi nu poți să fii președintele României cu naționalitatea chineză. Cui ai jurat credință? României sau China? Este un exemplu. Dar s-a ridicat zilele trecute de cineva care avea o gândire deosebită.
În rest, dacă ne iubim țara și ne păstrăm încă ceea ce avem, pentru că avem foarte, foarte multe lucruri, să știți că este o luptă enormă pe instituțiile de cercetare. Deci încă mai avem inteligență. Dar eu nu-mi rămâne decât să mulțumesc celor care ne-au ascultat, să mulțumesc celor doi invitați, Lumința Iordache și Victor Bejan, și să vă asigur, vă doresc multă sănătate, că e mai bună decât toate, și să vă asigur din tot sufletul că nu mor cai când vor câinii. O seară bună!